ziua, numele meu este Mircea Cristian și am fost inițiatorul acestei acțiuni de a aduce și domnii din primărie și cetățenii cartierului Secu să ne punem și să dezbatem problemele care erau urgente și ne dureau mai tare. Apă, canalizare, drumuri. Acum, din această ședință care s-a făcut, cât de cât acum avem și noi câteva date concludente, mi s-a spus exact ce poate să ne facă și noi așteptăm cu drag să se rezolve aceste promisiuni. Și ca o informație, mi-au spus că din 6 în 6 luni, dacă este, ei vin cu drag, domnii din primărie, să se vadă ce s-a rezolvat după 6 luni. Noi suntem mulțumiți deocamdată de toată acțiunea și că fiecare pe partea lui a fost responsabil și am încercat să rezolvăm problemele. Și problemele cu care se confruntă voștri cetățenii din cartierul Secu, pe care dumneavoastră le cunoașteți la nivel de primărie, ce e de făcut, ce se poate face și ce ați făcut deja? La solicitarea cetățenilor din cartierul municipiului Reșița Secu, am dat curs și ne-am deplasat astăzi împreună cu șefii departamentelor din primărie pentru a le asculta problemele care noi evident le cunoșteam. Și am răspuns punctual la întrebările adresate. În principiu este vorba de lucrarea de canalizare care se execută pe un proiect pe fonduri la care am întâmpinat probleme din diverse cauze, în principal constructorul mai puțin serios. Am primit un termen de finalizare sfârșitul lunii martie din partea constructorului care le-a fost comunicat cetățenilor cu specificația că toate lucrările vor fi finalizate și predate către operatorul de apă canal la Guacaraș. Referitor la iluminat public, erau câteva nemulțumiri că nu a fost înlocuite toate corpurile, dar fiind vorba de extravilan, le-am explicat și au înțeles, există corpuri nelocuite. Acest proiect, fiind finanțat pe fondul de mediu, am înlocuit 97 de aparate cu sistem de televiziune în localitatea Secu. Alte probleme care au fost dezbătute aici, problema locuinței sociale din Secu 7. Mi s-a explicat cetățenilor că ne preocupă această problemă și o să finalizăm locuințele sociale, cele 4 blocuri la care se lucrează în municipiul Reșița și toți cetățenii vor beneficia de aceste locuințe în condițiile legii și vor fi mutați din această locație. Referitor la drumuri, colegul meu de la Direcția de Întreținere va interveni punctual până la finalizarea lucrărilor de canalizare, după care, în funcție de fondurile disponibile, vom lua o decizie cum le refacem. Mulțumesc! Ok, mulțumesc! Șef serviciu, gospodărie urbană și mediu.